cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, nu știu. Vreau să vă spun că nu este un loc mai frumos și mai bine cuvântat decât în casa Domnului. De aceea Psalmul Iisus spune, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Pentru că acolo se suie semințiile Domnului, ca să laude numele Domnului. De nimic mai frumos decât să te duci în prezența unui Dumnezeu atât de mare. A unui Dumnezeu care mi-a adus în existență, care mi-a mântuit și apoi El vechează ca să ne dea viață veșnică dacă noi ne lăsăm călăuziți pe El. E așa de minunat să lăuiască frații împreună și mă bucur să văd colegi de slujbă, mă bucur să văd personalități ale orașului Călan, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Și vreau să închei, că nu vreau să spun multe lucruri cu cuvintele tot a psalmistului care spune, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Acum locuim pentru câteva clipe împreună, acum ne bucurăm pentru câteva clipe de părtășii deosebite, dar, dragii mei, suntem chemați la asemenea părtășie veșnică. Domnul să ne ajute ca, așa cum spunea Fărbile Gancea, să fim vecini și în Împărăția lui Dumnezeu. Și așa cum stăm astăzi aici, să stăm într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu. Să ne bucurăm acolo pentru totdeauna. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu și să știți că El are puterea să ne și ducă și să ne facă parte de bucurii veșnice. Aici dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. De aceea este plăcut și dulce să lucrească frații împreună. Și psalmistul spunea un lucru cel de la Domnul și doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc în casa Domnului, ca să vă minunez de frumusețea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei care ați alergat astăzi de aici, Domnul să binecuvinteze Biserica Filadelfia din Călan, păstorii care o păstoresc, ca mai departe să o conducă spre victoria finală. Amin.